Emisiune prezentată de School of Light. Bună seara, dragii mei! Sunt Alexandru Ducanu, fondatorul School of Light. Bun regăsit la Școala Luminii. Precum v-ați obișnuit de câțiva ani de zile de când realizez această rubrică, această emisiune, majoritatea temelor mele sunt abordate dintr-o temă sau dintr-o perspectivă pozitivă. Sunt abordate cu optimism, sunt abordate căutând partea plină a paharului, căutând partea luminoasă a vieții, căutând ceea ce ne inspiră, ceea ce ne entuziasmează. De asemenea, la fiecare temă în parte caut o perspectivă practică, să nu fie doar cuvinte ce din coadă au să sune, ci să fie aspecte de viață care să vă dea soluții pragmatice, care să vă îmbunătățească cu ceva viața. De altfel, atunci când eu am fondat acest proiect de televiziune, Canal 33, acesta a fost obiectivul meu fundamental. Și anume că atunci când cineva petrece o oră în fața Canal 33, să fie o oră câștigată, nu o oră pierdută. Nu o oră în care, după ce a vizionat un conținut de entertainment sau un conținut de scandaluri sau de fel de fake news sau subiecte fără miză reală și doar au pierdut timp și energie, spre deosebire de aceste oferte de pe piața media, ora petrecută în fața Canal 33 să fie o oră câștigată în sensul că rămâi cu ceva, te îmbogățește cu ceva, se aduce ceva. Și există și această perspectivă pe care oamenii care sunt preocupați de dezvoltare personală, de spiritualitate, o au că este aproape obligatoriu să privim dintr-o perspectivă pozitivă lumea în care trăim și astfel vom genera efecte pozitive în realitatea noastră. Ceea ce are o anumită doză de adevăr, dar doar o anumită doză de adevăr. Un om cu adevărat spiritual nu este un om care fuge de realitate. Era o poză pe social media cu un struț care părea că vârse capul în nisip, într-o ladă cu nisip, și era un leu care se uita la el și spunea: ascultă, am două vești proaste pentru tine. Prima e că te văd în continuare și a doua că aia e litiera mea. E bine, un om care este cu adevărat spiritual, este un om care este în contact, este în priză directă cu realitatea, așa cum este ea. Este conștient de aspectele pragmatice ale realității, este conștient de tangibilitatea acestei lumi. Și chiar dacă ceea ce vede, ceea ce constată, nu este neapărat pozitiv, depinde de atitudinea cu care privește aceste lucruri, de măsura în care reușește să rămână observator și măsura în care reușește să gestioneze eventuale aspecte negative sau neplăcute ale realității, în așa fel încât, într-un final, să obțină un rezultat pozitiv sau, în orice caz, să diminueze eventuale aspecte negative de impact asupra propriei sale ființe. Din această perspectivă, emisiunea de astăzi o să pară cumva diferită, pentru că pare să prezinte mai degrabă griul, dacă nu negrul, lumii sau realității în care trăim și nu lumină. Asta nu înseamnă că mi-am schimbat opțiunea fundamentală, că mi-am schimbat credința în lumină, că mi-am schimbat credința în iubire, că mi-am schimbat credința în adevăr, că mi-am schimbat concepția că prin iubire, prin lumină, prin adevăr putem să transgresăm realitățile, să spun, mai sordide ale acestei lumi și putem să avem o viață foarte frumoasă. Nici de cum. Totuși, astăzi voi prezenta niște aspecte de realitate a vieții care nu este din zona neapărat luminoasă, pentru că este important să fim realiști
cu privire la ceea ce întâlnim în această lume, în cele mai multe cazuri, aspectele cu care ne confruntăm sau care ne așteaptă la colț de stradă. Bineînțeles că există și excepții. Ceea ce voi prezenta eu astăzi este mai degrabă o linie generală sau o dominantă. Dar în spatele acestei dominante se pot afla și note diferite care reprezintă excepții. Și regulă aceste excepții sunt mai degrabă persoane care prin felul excepțional de a fi ies din normă. Ce adevăruri vă pot împărtăși astăzi despre lumea în care trăim? Că trăim într-o lume dominată de minciună și de ipocrizie. Minciuna a ajuns cumva o creație de laborator care se construiește în anumite laboratoare ale unor firme, ale unor instituții, ale unor entități politice sau de altă natură. Și sunt livrate oamenilor pentru că oamenii au nevoie de pâine și de circ. Și este mult mai facil să generezi subiecte artificiale cu care să menții prinsă atenția oamenilor pentru a nu avea timp, disponibilitate, atenție pentru subiectele care contează cu adevărat. Și există foarte multă ipocrizie pentru că de multe ori această minciună este livrată oamenilor în cunoștință de cauză. Sigur că există și idioți utili. Sigur că există și persoane care pun botul, cum se spune, la acele minciuni, cred în ele, le rostogolesc mai departe, le amplifică, luptă pentru ele. Însă, cei care sunt creatorii acestor minciuni sau cei care le propagă mai departe în spațiul public, indiferent pe ce nivel al spațiului public, sunt conștienți că trăim într-o lume în care minciuna este normă și adevărul este excepția. Și sunt mulți oameni care și în spațiul public, chiar că nu sunt parte din minciună, nu sunt nici măcar parte din adevăr, ci se prefac că nu observă că au de-a face cu o minciună. Complicitatea în tăcere și complicitatea în minciună a devenit o manieră de supraviețuire în lumea în care trăim. Așa cum în vremea comunismului era o complicitate la supraviețuire a tolera minciunile propagate de comunism și a face lucrul acesta părând că totul este în regulă, acum este o formă diferită de ipocrizie, este o formă diferită de supraviețuire. Este ipocrizia nici măcar capitalismului, ci post-capitalismului. Trăim într-o lume post-adevăr, trăim într-o lume post-capitalism. Nu știm exact în ce fel de lume trăim, pentru că cu siguranță este o lume diferită pe care căutăm să o înțelegem și căutăm să anticipăm ce ne aduce viitorul într-un context în care lucrurile se schimbă cu o dinamică foarte mare, păpușarii care generează această dinamică și aceste schimbări au interese destul de diferite și de bizare față de restul oamenilor și este greu să știm cu adevărat în ce dimensiune trăim. Există motivul și adevăratul motiv. Atunci când cei care au putere de decizie la nivelul statului, la nivelul unei corporații, la nivelul unei comunități își justifică acțiunile într-un anumit fel, găsesc un motiv. Trebuie să livreze un motiv. Foarte rar acela este și adevăratul motiv. Adevăratul motiv are legătură cu lucruri mai mici sau mai mari legate de mize pe care acel factor politic sau acea corporație sau acel lider de comunitate
le are, sunt mize, să spun, mai semnificative de putere, de control, de bani, de dominație, de jocuri de culise, de a trage sfori, sau sunt jocuri mai mărunte, de orgolii, de egouri, de a arăta cine este cel mai tare din parcare și așa mai departe. Dar bineînțeles că vor să păstreze aparențele și să facă acest joc al ipocriziei, livrând oamenilor un motiv câteodată care sună extrem de prost, nici măcar nu se străduiesc să îl redacteze într-o manieră în care să sune într-o formă mai credibilă. Un alt adevăr al lumii în care trăim este că ne confruntăm cu o obsesie pentru control. Se dorește un control al minții, se dorește un control al emoțiilor, se dorește un control al banilor, se dorește un control al interacțiilor umane și, în general, se dorește un control, dacă se poate, total asupra orice. Și, bineînțeles, că persoane și instituții sau entități care acumulează putere își doresc tot mai mare control asupra altora pentru a-și prezerva această putere sau a-și o crește mai departe. Și orice daune colaterale, orice victime colaterale ar cădea, poate nevinovate, în această luptă de dominație și de control, este pur și simplu o pierdere colaterală. Nu le pasă ce drame generează, nu le pasă ce pierderi colaterale generează, ci în egoismul și în felul obsesiv deformat pentru putere și pentru control, sunt în stare să calce pe orice fel de cadavre. Dezinformarea este principala armă a celor responsabili cu informarea. Pentru că câteodată în spațiu public mai apare și ceva adevăr și pentru a compromite acel adevăr, de foarte multe ori se lansează pe lângă acel adevăr, cumva în siajul lui, foarte multe alte narrative care să compromită orice încercare de găsire a adevărului și de a arunca în desuet totul. Dezinformarea a ajuns pe diverse paliere și componente un instrument de lucru uzual, aproape norma, nu excepția. Totul este un joc de putere. Cine are mai mare putere decât altcineva? Guvernul decât parlamentul, parlamentul decât președinția, președinția decât curtea constituțională, curtea constituțională decât judecătorile și așa mai departe. Fel de fel de partidul X față de partidul Y, liderul X față de liderul Y, corporația X în raport cu corporația Y sau în raport cu proprii consumatori sau cu proprii clienți, țara X față de țara Y. Totul este un joc de putere și de la un anumit nivel încolo, oamenii se îmbolnăvesc de putere, este un sindrom al puterii, se îmbolnăvesc de putere, devine ca un drog și au nevoie de doze din ce în ce mai mari pentru a se simți bine, pentru a simți această satisfacție a puterii și fiind satisfacția ultimativă, sunt dispuși la orice fel de demersuri, de compromisuri pentru a obține și mai multă putere. Un alt adevăr al lumii în care trăim este că nu contează atât de mult cine ești, cât contează pe cine cunoști și cine te cunoaște pe tine. Este o lume profund relațională
în care meritocrația este doar un cuvânt de dicționar. Sigur că în anumite situații și în anumite meserii și în anumite domenii este nevoie și de profesioniști, este nevoie și de oameni care să muncească și aceia sunt puși să muncească. De regulă nu au putere de decizie, nu sunt factori cheie într-o ierarhie în cadrul unei instituții, unei corporații și așa mai departe. Dar ceea ce contează este pe cine cunoști, din ce grup de interese provii, ce interese servești, cine îți ține spatele sau cine te susține sau alături de cine servești anumite interese. Nu ajungi sus fără să ai scheleți în dulap. Este aproape o condiție de eligibilitate. De aceea pe toți ce îi vedeți sus în societate, indiferent la orice nivel, poate plana rezonabil o suspiciune că acel om este șantajabil, este manipulabil și are la o adică niște scheleți în dulap care pot fi scoși de acolo și aduși la lumină și la viață dacă împricinatul uită cine se află cu adevărat la comandă și începe să dea semne de autonomie și de nesupunere. Curajul este o monedă foarte rară, este o monedă foarte scumpă, nu o aștepta de la oameni ieftini, pentru că lașitatea este rușinoasă, dar este sănătoasă și există foarte multă lașitate în lumea în care trăim. Este o lașitate cumva autoimpusă, este un instinct de conservare al oamenilor. Chiar că văd că se întâmplă ceva nedrept al cuiva, să nu se bage, să nu se implice în ideea că lui nu o să-i se întâmple, nu o să-i vină rândul și să se facă că n-a văzut, n-a auzit, nimic nu îl privește și că până la urmă ceea ce contează sunt micile lui interese de viață, persoane foarte apropiate, membrii familiei și așa mai departe. Spălarea pe creier este recompensată, iar educația este prigonită. Pot vedea acest lucru în societate, pot vedea acest lucru în activitatea mea sau a Canal 33. Faptul că această televiziune, care este de departe cea mai formativă și educativă televiziune din România, are în activitatea ei fel de fel de piedici, arată faptul că educația nu este cu adevărat dorită, ba chiar este o problemă pentru anumite persoane, pentru anumite instituții, pentru anumite corporații. Nu își doresc ca cineva să facă cu adevărat educație, să deschidă mintea oamenilor, să-i facă să reflecteze asupra unor teme importante de viață, să învețe cum să-și îmbunătățească aspecte de viață. Nu. Spălarea pe creier este utilă și este recompensată și este făcută de cei care servesc interesele sistemului. Orice am putea să înțelegem prin acest lucru la un nivel sau altul al societății sau al vieții noastre. Acum, succesele mari au în spate păpușari discreți. Vedem în față oameni care ne sunt prezentați de succes, dar nu știm ce au cu adevărat în spatele lor, dacă nu există și alte persoane și alte interese, dacă nu cumva acei oameni sunt doar niște frontmen ai succesului respectiv, că este un succes de afaceri, că este un succes politic sau de altă natură. Dacă nu cumva este doar un om de paie, cel pe care îl vedem noi și care nu are cu adevărat putere de decizie, poate are anumite calități, nu știu, de leadership sau de carismă,
sau oratorice, dar dincolo de asta nu are o putere reală de decizie. Iar dacă la un moment dat păpușa începe să uite cine sunt păpușarii și sforile care îl țin, la un moment dat este adus la ordine într-un fel sau altul și îi se reamintește care este statutul său real, iar dacă nu înțelege, câteodată îi se servește perioadă de reculegere într-una dintre pușcăriile acestei țări pentru a reevalua libertatea de decizie și de acțiune pe care o are cu adevărat. La un nivel mai personal, aș spune că aproape nimănui nu-i pasă cu adevărat de drama prin care treci, de problemele pe care le ai. Dacă oamenii te întreabă ce mai faci, te întreabă de cele mai multe ori din complezență, din politețe. Este o rutină socială. Sigur că sunt oameni care în mediul nostru foarte apropiat țin cu adevărat la noi. Poate că sunt interesați în mod real, poate că ne sprijină în mod real atunci când avem nevoie de ajutor. Dar dacă e să privim la un nivel mai macro și la nivel colectiv, nimănui nu o să-i pese mai mult de tine decât îți pasă ție. Prin urmare, creează-ți acel sistem în viața ta, acea cale în care să ai suficient de multă grijă de tine și asta îți va crea o bază de protecție, de autoprotecție, de autorespect, de conservare a valorii tale și a demnității tale umane și dacă faci asta, este mai probabil ca și alții să o facă față de tine dacă întâi de toate o faci chiar tu însuți. Oamenii sunt egoiști prin natura lor și nu trebuie să aștepți că vor merge alături de tine până în pânzele albe. Dacă ai de dus o bătălie, dacă ai de dus niște lucruri foarte departe, trebuie să fii pregătit la un anumit nivel să faci lucrul acesta chiar și în situația în care rămâi singur, pentru că cel mai probabil de la un punct încolo vei rămâne. Poate dacă scaladezi Everestul, vor fi oameni care vor merge cu tine până la tabăra de bază, poate că vor merge până la tabăra 1, 2, 3, 4, dar acolo sus pe vârf s-ar putea să te regăsești singur. Și în măsura în care înțelegi acest lucru și în măsura în care îți asumi acest lucru, nu ai parte de surprize neplăcute pe drum și îți dozezi suficient de bine energia, inclusiv emoțională, să nu ai deziluzii, să nu ai căderi moral, din punct de vedere moral, ci să poți să-ți gestionezi foarte bine lucrurile pentru a ajunge acolo unde îți propui. Cu cât urci mai sus în societate, cu atât mai mult cinism găsești și cu atât mai multă mizerie umană, dar poate nu atât numai mizerie umană, cât foarte mult cinism. Altfel, oamenii aceia nu ar ajunge și nu ar rezista pe acele poziții foarte înalte în societate. Onoarea și cuvântul dat sunt rare și sunt valoroase. Prin urmare, prețuiește-le atât la tine, personal, în a te onora și a-ți onora propria ființă și propriul cuvânt, dacă ai spus ceva, să te străduiești, să respecti. Și să prețuiești și atunci când le întâlnești, să conștientizezi că lumea este plină de resurse, este plină de bogății, este plină de posibilități și de oportunități, dar este din ce în ce mai săracă în omenie, este din ce în ce mai săracă în oameni, este din ce în ce mai lipsită de valoare, de autenticitate, de caracter. Iar atunci când îl întâlnim cu adevărat, să știm să-l remarcăm, să știm să-l apreciem, să știm să-l prețuim. Adevărul începe să fie cea mai rară marfă din lume. O veți găsi tot mai restrâns pentru că, în opinia mea, așa cum percep lucrurile, nu a existat niciun moment în istoria omenirii și în istoria acestei țări în care să existe mai multă cenzură și mai multă dezinformare și fake news decât există în această perioadă în care trăim.
în care în foarte mică măsură se va mai putea spune adevărul cu adevărat, în foarte mică măsură se va mai permite să fie oaze de adevăr, oaze de autenticitate. Multe din cele ce consumăm încep să ne otrăvească la diverse nivele ale ființei noastre și vedem acest lucru, este acum scandalul cu cerealele și alte tipuri de mâncare care vin din Ucraina și nu doar tranzitează România, dar și rămân aici, dar acum vorbim la un nivel macro și acesta sigur nu respectă normele Uniunii Europene de în ceea ce privește tipurile de substanțe folosite în producerea acelor alimente, eventuale intervenții genetice și așa mai departe. Dar când, cred că ne îndreptăm tot mai mult către o mâncare din ce în ce mai artificială și prin urmare din ce în ce mai ruptă de nevoile firești ale corpului uman, de ceea ce înseamnă o mâncare vie, o mâncare calitativă, o mâncare care la nivel de microstructură respectă niște geometrii sacre și niște principii ale universului, care sunt diferite atunci când mâncarea este procesată sau eventual plină de fel de fel de substanțe care nu sunt benefice pentru organismul uman și pentru sănătate. După cum fel de fel de medicamente sau fel de fel de proceduri medicale care să aibă, sigur, poate anumite efecte benefice, dar și o listă foarte lungă de efecte secundare despre care eventual afli nu știu câți ani mai târziu, după ce ai făcut procedura respectivă și poate că nu mai poți face mare lucru să o reversezi. Aerul pe care îl respirăm este tot mai poluat, apa pe care o bem este de o calitate tot mai slabă și, în general, tot ceea ce consumăm este de o calitate din ce în ce mai slabă, pentru că totul este doar o marfă și noi, oamenii, suntem doar niște numere, eventual niște numere de pe niște carduri bancare, reprezentăm doar niște consumatori, niște clienți ai unor companii, eventual niște consumatori și niște clienți și ai statului, plătind taxe și impozite din care statul să se înfrupte și să cheltuiască mai mult sau mai puțin discreționar. Există scelerați ai acestei lumi care testează fel de fel de inginerii și modele sociale și experimente sociale pe noi. Și am trăit în anii din urmă și trăim și acum astfel de experimente. Sunt oameni care nu mai au ce face cu banii, sunt oameni care nu mai au unde să mai urce mai sus în ierarhiile de putere ale acestei lumi și singurul lucru care le-a mai rămas acestor minți bolnave este să se joace cu fel de fel de experimente sociale în care noi suntem cobai, oamenii obișnuiți. Și sigur că acest lucru urcă pe diverse trepte, pentru că dincolo de mari păpușari ai acestei lumi, există și păpușari de rang mediu, nu-i așa, care și ei vor să introducă fel de fel de experimente, fel de fel de încercări de control, de obținere a unor rezultate în urma unor experimente de laborator. Frica este un mediu prin care oamenii sunt controlați și manipulați atât la nivel individual cât și de mase. Oamenii au început să teamă tot mai mult de ziua de mâine și atunci
simțindu-se constrânși. Oamenii au rate, au taxe școlare pentru copii, au obligații, etc., etc. Și sunt reticenți să ia orice fel de decizie sau de inițiativă care poate că ar fi corectă, dar nu vor să-și riște situația sau statutul ieșind din rând și preferă un statut de turmă, pentru că nu e așa, capul plecat, sabia nu-l taie. De asemenea, la nivel colectiv, este foarte ușor să se inducă stări de frică prin care să se dorească obținerea anumitor rezultate la nivelul maselor. Cu cât ești mai mult în față, la nivel individual, cu atât vor încerca să te pună jos. Și aici, chiar la un banc, se spune că în fața lui Dumnezeu erau niște găleți cu crabi și toate aveau sus un grătar ca crabii să nu iasă afară și aceste găleți erau etichetate cu țările lumii și pe fiecare astfel de găleată era câte o țară și numai la România nu era acel grătar, era găleata descoperită și cred că Sfântul Petru îl întreabă pe Dumnezeu, dar aici de ce nu avem grătar? Și Dumnezeu a spus, nu avem grătar pentru că ăștia se trag unii pe alții în jos, dacă unul încearcă să iasă din găleată, ceilalți se trag jos să fie acolo cu ei. Cred că nu este valabil treaba asta doar pentru România, dar sigur, aceasta este țara în care trăim cei mai mulți dintre noi, pentru că sunt și oameni care urmăresc aceste emisiuni din diaspora și sigur că este un adevăr general valabil faptul că în momentul în care ești în rând, în momentul în care ai anumite aptitudini de leadership, în momentul în care ești în evidență, se vor găsi persoane sau factori de influență care să încerce să te pună jos. Pentru că în societate nu se doresc a fi lideri, ci se doresc a fi turme care să nu iasă din rând și care să fie ușor de angrenat în mecanismul social care se urmărește. Există acea vorbă care este în Scriptură, bate păstorul și oile se vor risipi și prin urmare, nu vor păstori, nu vor oameni cu verticalitate, nu vor oameni cu curaj și cu putere, ci vor doar turme pe care să le mâne în direcția în care există interese să fie mânate. La nivel individual, poate că ai șanse de reușită. Tot ceea ce este în controlul nostru este până la urmă legat de viața noastră personală, de deciziile pe care le putem lua pentru noi înșine. Și nu este niciodată prea târziu să facem schimbări în viața noastră care să ne influențeze viața în bine, să devenim mai sănătoși, să devenim mai prosperi, să devenim mai arătoși, poate că este și asta o nevoie pe care oamenii o au de a arăta din ce în ce mai bine la nivel estetic sau de a se simți din ce în ce mai bine cu ei înșiși, de a avea experiențe foarte frumoase și împlinitoare, de a cunoaște lumea, de a experimenta ceea ce bogăția acestei lumii în care trăim are să ne ofere. Deci la nivel individual putem să facem aceste lucruri și poate vom găsi prin ochiurile plasei
cum să ne strecurăm în așa fel încât să putem să ne urmărim succesul și împlinirea personală. Dar totuși există o plasă și acea plasă are niște ochiuri care sunt de o anumită dimensiune. Dacă ești un pește care este mai mic decât acele ochiuri, va trece prin ele, dacă ești mai mare nu va putea trece. Unde vreau să ajung cu lucrul acesta este că există o anumită scară până la care poate că vei fi sub radar, vei trece poate neobservat, dar în momentul în care te ridici dincolo de acel nivel, nu vei mai putea să treci prin ochiurile plasei, ci va trebui să ai o negociere, un armistițiu, o condiționalitate cu cei care au pus plasele acolo și fie va trebui să faci anumite compromisuri, fie va trebui să devii parte din sistem, fie va trebui să ofere anumite resurse sau anumite avantaje sistemului, astfel încât să fii lăsat să îți continui dezvoltarea sau chiar să crești, sau poate la un moment dat să ți se spună că tot ce poți să fii este într-o poziție de reprezentare, dar că nu vei deține o putere reală sau niște resurse reale, ci doar se vor lăsa suficiente cât să faci acest joc, dar în spate sunt alte forțe și puteri care controlează lucrurile. Mondenitățile, sigur că nu îi interesează pe ce repun aceste plase. Cu alte cuvinte, nu interesează persoane proeminente din punct de vedere public care sunt într-o zonă neinteresantă pentru pescari, pentru pescarii sociali. Atâta timp cât aceste vedete, aceste celebrități, aceste personalități, aceste figuri carismatice se limitează la niște sectoare de viață de tip entertainment, de tip curiozități, nu generează o mare problemă sau o mare opoziție. Dar în momentul în care vrei să te poziționezi într-o zonă în care să trezești în oameni dorința de mai bine, să le arăți că se poate și altfel, că poți trezi oamenii spre cunoaștere, spre autodezvoltare, spre adevăr, atunci vei constata că plasa este destul de deasă și în momentul în care ajungi prea sus, într-un fel sau altul, se face eforturi pentru a fi readus la ordine sau pentru a fi pus jos, în așa fel încât turma să își vadă liniștită de păscutul ei sau de drumul ei și să nu fie zdruncinată prea mult de idei de revelație sau de transformare. Ține cont de faptul că unii trăiesc doar cu satisfacția de a face rău. Pur și simplu a ajuns unica lor formă de satisfacție, este ceea ce le dă plăcere și fac rău pentru că pot. Am întâlnit situații de viață în care anumite persoane sau companii sau instituții să facă rău altor oameni sau unor oameni și oamenii să se întrebe, bun, dar de ce? Și tot așteaptă un răspuns sau o rațiune. Asta ar putea să vină din perspectiva unor oameni raționali, dar acești oameni au de cele mai multe ori o singură rațiune și anume aceea că pot, pentru că pot. Fac rău pentru că pot. Sigur că există și oameni care fac bine pentru că pot, dar aceia sunt mai puțini, sunt mai discreți. Este mai probabil să întâlnim oameni care fac rău pentru că pot și este unica lor formă de satisfacție.
Și ultimul adevăr pe care vreau să vi-l împărtășesc astăzi despre lumea în care trăim este aceea că, deși răul pare atotputernic, nu este. Totul este o chestiune de anduranță și de rezistență la frustrare, iar pe termen lung, în opinia mea, orice piedică poate fi depășită, poți fi înfrânt cu adevărat într-un singur caz, și anume atunci când te predai, atunci când tu însuți consideri că ești înfrânt, că ai eșuat. Atâta timp cât continui să te ridici, cu oricâte dificultăți, cu oricâtă frustrare, cu oricâtă suferință și să continui să mergi pe drumul tău, atunci răul nu a învins și atâta timp cât nu intri într-un joc de putere și de luptă cu răul, ci îți continui construcția ta pe calea binelui, șansele ca să ajungi în viața ta la un anumit punct de lumină și de echilibru și de realizare sunt foarte mari. Eu îți mulțumesc foarte mult pentru atenție. Pe curând!